toată lumea se întreabă dacă cumva este o strategie de marketing politic și cumva în spatele acestui Liviu Dragnea, în fața cuptoarelor, se află cumva o idee foarte bine gândită a dumneavoastră. Bine, aș putea să inventez acum, dar de fapt a fost o strategie foarte elaborată. Că l-au invitat chiar pe șeful ANAF să-l întrebe dacă o să vă taxeze. Eu am făcut primul live. Ați făcut și live pe TikTok? Da, vorba lui Codin Maticiu, că oprit planeta să dea jos, Codin. De care vă e cel mai dor? De toți. Și de mama și de tata. Și de frate. Să mergem la alt subiect și revenim. S-a stins în 7 luni, 8 luni. Am fost cu el la... Unde a vrut el? El a zis că neapărat vrea în Turcia și acolo am fost. Deci altceva în fain. Deci când ne-am întors eu sus și el în cală. Cuvântul de baron v-a deranjat vreodată? Nu. De baron de Tellerman? Nu. Nu pare, pentru că dincolo de suferințe, dincolo de greșele pe care le-am făcut, am făcut și lucruri bune pentru județ. Dar cu toate astea, toată lumea v-a acuzat că în toată perioada asta v-ați îmbogățit după aceste drumuri cu Teldrum și... Da, au tot căutat banii 6 ani de zile, Mihai. Unde dracu sunt banii ăștia? Mihai, sunt doi președinți care practic m-au condamnat. Băsescu pentru referendum și Iohannis pentru minciuna unei foste directoare de la Protecția Copilului. Și Iohannis a ieșit și a spus, în legătură cu mine, vezi, Doamne, o întrebare așa, că hoții trebuie să meargă la pușcărie. Vă considerați un om bogat? Mihai, eu, dacă aș avea un act de care să nu știe serios, pentru mine ar fi o mare victorie. Îți vine să știe orice. Se coordonau și aveau niște acțiuni de provocare a jandarmului și de apătunde în guvern și mai mulți oameni din București care veniseră să protesteze, care nu aveau nicio legătură cu aceste planuri. Referitor la aceste proteste din 10 august, ați avut vreo implicație? Ați vorbit cu cineva despre ele? Ați dat cuiva vreun ordin? Dom'le, într-o hotărâre de condamnare la închisoare se vorbește despre luarea libertății pe o perioadă de... Acolo nu scrie condamnare la moarte. Ce se întâmplă după ce ușile alea se închid? O mare liniște. Sunt foarte puține persoanele politice despre care poți să strângi o documentare care se poate duce până la șogun. Despre el au curs sute de pagini, sute de articole. Este o persoană deopotrivă contestată, dar iubită de poporul PSD. A făcut într-adevăr pușcărie, dar asta poate că l-a schimbat. Cum a fost acea perioadă? Nu știu dacă este atât de important. Încercăm să-i vedem copilăria, încercăm să vedem viața, încercăm să-i vedem deciziile care l-au adus până aici. Este un om bogat, Liviu Nicolae Dragnea, în momentul de față? Și mai ales, ce l-a făcut să vină în generația TikTok? Cum se simte printre TikTokeri și mai ales cum se simte de când a început să gătească în mediul online? Bine ați venit! Bine te-am găsit, Mihai! Ați surprins! Categoric am surprins. Cred că se aștepta cineva să încep să gătesc în online. Nici dumneavoastră. Nici măcar eu. Totul a plecat dintr-o glumă într-o seară. La mine tocmai făcusem o mâncare foarte bună și glumeam. De aici a apărut acceptul meu de a filma cu un post de televiziune la mine acasă. Ajunul Crăciunului s-a dat acea emisiune. Și anul ăsta mi-a zis un prieten, dar de ce nu te filmezi când gătești? N-ai curaj? Zic, în primul rând, eu nu știu ce e frica. De ce să n-am curaj? Ce aș avea de pierdut? Și mi-a trezit foarte mult curiozitate. Și mi-am amenajat puțin acolo un perete din bucătăria mea. Am pus o masă, am cumpărat o plită. Apropo,
am dat 300, cred că 312 lei pe ea, am luat-o după un site, care e foarte bună. Am pus-o acolo ca să pot să filmați. Să pot să stau cu fața la cameră, la telefon. Oricare în bucătărie are aragazul la perete. Nu stai să-ți filmezi ceva. Și am început, spun cu toată sinceritatea, că n-am de ce să mă ascund, primul film, prima rețetă, cea de fasole galbenă teci, care a devenit celebră, la rețetă am avut foarte mari emoții. Era pentru prima dată eu care tot sunt obișnuit cu televiziunile, și cu bune și cu rele, și cu întrebări mai bune, dar și violente, am avut o foarte mare problemă. E bine că totuși mâncarea a ieșit bună, pentru că ea s-a mâncat după orice mâncare pe care o fac. După este bătaie pe ea, cu toți cei apropiați cu care suntem acolo. Și am fost curios să văd, până la urmă, ce reacții vor fi. Și la ora 21 ați postat clipul. Da. Clipul apare. Nu v-a fost frică de ridicol cumva? Nu, categoric nu. Nu mi-era frică. Mă gândeam, dar să uite lumea, adică să fie lumea interesată, sunt atâtea doamne și domni pe internet care gătesc în regulă și de ce s-ar uita la mine? Uite că s-au uitat. Vin 80.000 de aprecieri, 80.000 de view-uri, 90.000, 100.000, 200.000. În momentul ăsta care vorbim, faceți niște cifre absolut record. Ați generat inclusiv reacția Jamilei, care este regina absolută a gătitului în România. Da, bun, aseară nu știu, dar cred că alaltăieri seară erau trimis cineva 15 milioane sau ceva de vizualizări pe TikTok și îmi spunea la un moment dat pe YouTube că am fost cu un filmuleț numărul 3 în trending-ul național. Nu știu ce înseamnă asta, dar cred că e de bine. Despre doamna Jamila, mi-a trimis cineva reacția dumna ei, vreau să-i transmit, dacă cumva se uită la emisiunea asta, că o respect foarte mult și că apreciez foarte mult ce a spus, eleganța care a avut-o când a spus ce a spus. Toată lumea se întreabă. Și nu sunt în concurență, nu sunt în concurență. Toată lumea se întreabă dacă cumva este o strategie de marketing politic și cumva în spatele acestui Liviu Dragnea, în fața cuptoarelor, se află cumva o idee foarte bine gândită a dumneavoastră de reinventare. Ce pregătește Liviu Dragnea? Toată lumea cumva vă cunoaște, vă știe că nu puteți să stați deoparte și se întreabă, ceea ce vedem este doar atât? Ce se ascunde în spatele rețetei de fasole păstăi? În spatele acelei rețete s-a ascuns foarte multă sinceritate și emoții, cum am spus. Mihai, nu a fost... Bine, aș putea să inventez acum, că de fapt a fost o strategie foarte elaborată și de fapt... Nu! Pur și simplu am început aventura asta. În schimb, este posibil ca după ce am văzut cum merge, cum evoluează, s-ar putea să-mi vină niște idei. S-ar putea să-mi vină niște idei să mai fac și altceva. De stat deoparte îmi vine greu să stau deoparte. În primul rând pentru că este foarte rău ce se întâmplă azi în țară. Foarte rău. Unii conștientizează, cei mai mulți. Alții nu conștientizează, dar aproape, sau mă rog, foarte, foarte puțin, își dau seama cât de rău va fi în viitor apropiat, adică peste câțiva ani. Pentru că această evoluție a răului în România nu se oprește. Vor să fie din ce în ce mai rău, din ce în ce mai rău. Sunt legi, proiecte de legi care sunt depuse în Parlament sau care se elaborează, care merg către construirea unei societăți închise, nu deschise, unei societăți unde guvernul, sistemul să aibă control total asupra individului, urmând ca ulterior
să nu se mai poată vorbi despre drepturi încălcate sau... Vreau să vă întreb dacă monetizați aceste videoclipuri, pentru că am văzut la o televiziune că l-au invitat chiar pe șeful ANAF să-l întrebe dacă o să vă taxeze activitățile de pe online. Asta... A, monetizare? Da. Era invitat șeful ANAF. Am auzit, se făceau socotele acum, acolo, deci... am aflat aseară, mi-a zis un prieten care se pricepe, că acum au venit mai mulți prieteni și care au început să mă ajute pro bono. Am de unde. Că pe TikTok poți să câștigi bani din live-uri. Eu am făcut primul live. Ați făcut și live pe TikTok? Da, vorba lui Codin Maticiu, că a oprit planeta să dea jos, Codin. Da, am zis, până la urmă, de ce n-aș face? Adică, de ce n-aș face? Hai să vedem cum e. Și am luat câteva, le-am spus de la început, 5 minute și o să intru. Următorul live cred că va fi de 30 de minute. Pe YouTube am înțeles că trebuie tocmit un formular și am rugat pe cineva să mă ajute și formularul va fi completat cu datele unei fundații. Nu știu dacă se vor strânge bani și cât se vor strânge, dar vor merge acolo la fundație. Dacă va fi, orice venit va fi, eu nu cred că vor fi venituri mari, dar orice venit va fi, în primul rând va fi impozitat, va fi declarat și impozitat. Și vreau să fiu răutăcios, că în primul rând mă bucur că te-am reîntâlnit și este o atmosferă caldă aici. Dar aș sugera ca anumite televiziuni care au avut mari probleme cu declarația veniturilor și cu plata taxelor și care au tot fost păsuite de guverne în trecut, ar fi mai grijulii în ceea ce privește aceste afirmații și să nu poarte mie de grijă, pentru că eu am adus venituri în această țară cum n-a adus nicio guvernare. O să vreau cumva în această emisiune să le dăm prilejul oamenilor să vă și cunoască. Ați fost atât de implicat în aceste lupte politice, încât aș vrea să ne oprim un pic din ele și să vă întrebăm cine sunteți. Și dacă vă întrebăm cine sunteți, aș vrea să mergem cu această oglindă la Gratia. Ok. Mulți au vorbit despre Gratia în alt termen, referindu-se la pușcărie, dar aș vrea eu să îmi spuneți prima amintire din copilăria lui Liviu Dragnea din Gratia. O aveți acolo sau o aveți în altă parte? Nu, e acolo. Eu sunt un copil de la născut și crescut la sat. Și cred că pentru mine a fost foarte bine asta. În general, copiii care s-au născut și au crescut la sat, cel puțin în generația mea și încă două, trei după, au fost și mai sănătoși și mai respectoși. În sat, cel puțin pe vremea aia, nu puteai să mergi prin sat și să nu dai bună ziua la oameni. Cunoșteai, nu-i cunoșteai. Adică era ceva firesc. Doi, dacă erau băieți mai mari ca tine, câțiva ani de zile, nu puteai să le întorci vorba, adică trebuia să-i asculți. Și asta era valabil și pentru tineri față de adulți și pentru adulți față de bătrâni. Adică asta era o regulă foarte sănătoasă din punctul meu de vedere. Eu am mai multe amintiri din copilăria de la Gratia, o comună extraordinar de frumoasă. Comuna în care m-am născut și în care am trăit primii mei 10 ani de viață. Mă interesează ce asociații au făcut unii sau alții. Prima amintire foarte puternică este când am spart un coș de ouă. M-a pus mama să o ajut să strângem niște ouă pentru Paște. M-am dus la niște vecini care ne-au mai ajutat. Eram destul de săraci. Și un prieten care stătea peste drum acolo, dacă vreau să ne jucăm puțin cu mingea, atunci zicea, trage-o la poartă, adică stăteai în fața porții și aia era de fapt poarta de fotbal. Și unul trăgea și celălalt încerca să apere. Și după aia se schimba.
Și când a venit rândul să trag, eu am tras direct în coșul de ouă care era pus pe un pată, îi ziceam, nu? Era băncuța de la poartă. S-a făcut praf. Ăla a fugit, normal, eu m-am dus cu coșul la spar la mama și mi-am luat ce era de luat. A doua, când am făcut primul troc din viața mea, primul act de schimb comercial, am dat vreo 10 ouă roșii pe o bucățică de cauciuc dintr-o cameră de roată de mașină. Atâta era. Era un cauciuc roșu care era cel mai bun pentru praștie. Și numai un șmecher avea. Și ăla mi-a luat 10 ouă și mi-a dat chestii. Sigur, mi-a făcut o praștie foarte bună. Unde trăgeam? Trăgeam cu praștia după păsări. Nu nimeream nimic, dar ne duceam și noi în Zăvoi. În Zăvoi, adică la Dâmbovnic. Dâmbovnic era râu care trecea și trece în continuare prin Gratia, pe lângă Gratia. Și pe malul Dâmbovnicului erau Zăvoi. Adică foarte frumos, unde ne strângeam toți copiii, unde intram în apă și pescuiam peștii cu mâna. Adică îi căutam acolo, chiar sub rădăcine care ieșeau din apă, la mal. Și în ceea casei ați fost patru. Știu că în timp de 10 ani i-ați pierdut pe toți. Da. Așa e. De care vă e cel mai dor? De toți. Și de mama și de tata. Și de frate. Cel mai greu acum de sărbători, cumva? Să mergem la alt subiect și revenim. O să vă rog să le faceți cunoștință cu ei doar, ca să ne fie un pic mai ușor, să ne spuneți despre ei puțin. Mama, tata, cum îi chema? Pe mama o chema Stanca, pe tatăl meu o chema Dumitru Nacde, dar absolut toată lumea de când era copil îi spunea Florian. El n-a reușit să-mi spună mie vreodată ce toată lumea zicea Florian, inclusiv mama. Adică și pe fratele meu îl chema Viorel. Diferență de 7 ani între noi. A avut mare grijă de mine fratele meu. Și am fost o familie unită. Mama ne iubea foarte mult, foarte mult. Și tata, bineînțeles. Mama tot timpul avea grijă să nu gătească greu, să nu gătească cu prăjel, să nu pună, de exemplu, să nu facă rântaș, adică să nu pună făină în sosuri, că se digeră greu. Și tot timpul a avut grijă să gătească sănătos pentru ca copiii ei să mănânce sănătos. Avea, noi mâncam. Ei, poate mâncau și oricum, mama mânca ultima, dacă ce rămânea. Adică nu am fost buritor de foame, dar oricum erau vremuri grele, gândește-te, 62 până 72. Erau vremuri grele atunci, tocmai se... O să vreau să intrăm în casă. Sigur. Să-mi povestiți un pic, că poate lumea nu știe, cum era familia, cum era în casă, cum vă rugeți aminte cu ochii copilării de atunci? Un fel de casă, fusese casă parohială, era în continuare în administrarea preotului Poparuse din Gratia, a murit de mult, care ne-a iubit foarte mult. Un preot de poveste și preoteasă de poveste. Preot cu har și care nu era supărat niciodată și care ajuta pe toată lumea. Și se intra în curte, era poarta unde spartă oulele sau ouăle, nici nu știu cum se zice. Și era destul de lung așa pe lățimea asta, după care se lățea puțin și venea acasă. În dreapta, când intra în curte, era curtea școlii, clasele 1-4, unde eu, începând din clasa a treia, în mănuțe și cămașe de piele, intram prin clase, adică eram un fel de inspector școlar, intram prin toate clasele. Paranteză, de asta am fost singurul din țară la vremea aia, poate și acum, care m-am dus la școală a 5 ani și 11 luni.
Și că nu puteau să mai mă țin acasă. Și a zis directorul, dați-l încoace, că dacă tot stă pace, să ceapă școala, în sfârșit. După care era o casă cu pridvor, era din paiantă. Paiantă înseamnă pământ cu paie, lut cu paie. Chirpici. Și era prispa, intram într-un hol, în dreapta era o cameră în care dormeam eu cu fratele meu, în stânga era o cameră în care dormea mama cu tata, în față, în capătul holului, era o vatră cu pământ pe jos, unde și mâncam. Adică era și vatra și acolo era și locul unde, adică unde gătea și mâncam și după care era o ușă unde intram în curtea din spate care nu mai era, nici măcar nu mai era gard, că se ducea pe un deal. Cum vă spuneam, mama? Livuș, livușcuță, ceva de genul ăsta. Și la ce visați când erați mic în casa asta de paiantă? La ce visam? Eu îmi făceam foarte multe filme în cap. Adică am să aminte acum, aveam un prieten al tatălui meu, era tâmplar. Și n-a scăpat de mine până când nu mi-a făcut o sabie din lemn. Aia am spus eu cum, cu el acolo împreună și pe jumătate am și am pus să-mi o vopsească în roșu, că mă luptasem cu dușmanii, cu balaurul, cu ce mai era acolo, prin bazme. Și aveam un batic al mamei, pe care îl legasem așa, era un fel de capă. Și acolo, prin curte, alergam găinile, dădeam un pom, adică cu... După care mi-am făcut un arc din lemn de corn. Și mi-am meșterit eu acolo niște săgeți, care sigur n-aveau nici, dar săgeți din paie mai puțin mai groase și le puneam câte o pană. Legam găinile, le smulgeam câte o pană și băgam în săgeată și trăgeam cu ea. Și mă gândeam că poate să vină vremea să mă bat, că eu trebuie să mă bat cu oamenii răi, cu balaurii, cu astea. Și cu toată copilăria dumneavoastră, tata a fost milițian. Da, și nu numai în copilărie. A fost marcată. Mama a muncit cumva? Da. Mama ce muncea? Mama, în afară de faptul că ținea casa, ca să putem trăi, după care să poată să-l țină pe fratele meu la liceu la București, atunci era neapărat la modă. Cosea perdele, adică cosea flori diverse culori pe perdele și le vindea. Modelul acela. Da, da. Și n-aveai voie. Și ne mai reclamau, ne mai da. Cum ne cum mai neapărat lua bani, mai lua ceva, nu știu. Bunuri. Nu știu, făină, zahăr, adică ce mai aveam nevoie. Dar lipsurile astea le-ați resimțit? Niciodată. Eu n-am simțit nicio lipsă. Adică n-am avut tristețe în familie sau în casă, că eu veneam de la școală iarna, de exemplu. Ei, iartă-mă, dar când m-a șutat mama o iahnie de fasole pe care o să o gătesc cât de curând, cu pâine în țăst caldă atunci și cu niște gogoșari în oțet, făcuți cum știa ea să-i fac, nu gogoșari în oțet de din comerț, de care, mă rog, care dacă îi mănânci mori, că sunt numai oțet. Și erau și cărnoși așa. Avea un gust dumnezeiesc. Nu putea să... Dimineața mâncam, mă rog, puneam niște smântână pe pâine și niște gem din prunii pe care aveam în curte și care mama îi făcea gem.
un ceai de mușețel și spucheam la școală. Mama și tata, cu ce rol ați crescut în familie? Cu ce model? Erau doi oameni fericiți împreună? Da. Da. Se iubeau? Ei se iubeau și n-au avut... Cred că au foarte mare grijă ca orice neajuns sau necaz să nu ajungă la mine sau la fratele meu. Adică o mai simțeam așa noi, mai vedeam așa câte o umbră, pe dat, imediat. Deci niciodată, absolut niciodată, n-au vrut să vorbească de față cu noi de cazurile inerente pe care le are orice familie în orice perioadă și indiferent de statut. Nu, eu am avut o copilărie de care mi este drag, de care mi este drag, cu multă căldură și cu multă iubire. Când fratele meu a plecat la București, la liceu, la Caragiale, a plecat pentru că l-a luat Dinamo la basket, în clasa a 10-a. Fratele meu a jucat basket și a fost la mai multe echipe, și a fost chiar și în lotul național la un moment dat, al României, se zicea Balaur. Era un om la 2 metri și avea o mână care lua, cu o mână lua mingea de basket. Adică, și mi-a fost cam greu atunci că am rămas singur. Eram clasa a 3-a, mi-a fost cam greu. Dar de ce? Era fratele meu, plecase. Și de-abia l-așteptam când veneam în vacanță să vin acasă. Și bine, că făceam multe prostii eu, că îl ciondăneam, îl tăteam pe capul lui. Dacă vrea să meargă cu o fată, eu trebuia să mă duc acolo peste ei, în sat. Că... De asta v-a afectat atât de mult dispariția lui? Sigur. A murit din pricina? Cancer la plămâni. Am vorbit cu mai mulți medici și nu vreau să spun aici despre posibile cauze care ar fi putut declanșa această boală. Nu e cazul. Dar s-a stins în 7 luni, 8 luni. Știu că ați încercat să-l ajutați? Da. Da, am fost cu el la... Unde a vrut el? El a zis... că neapărat vrea în Turcia. Și acolo am fost. Deci când ne-am întors eu sus și el în cală. Da. Deci altceva, Mihai. Cumva aici îți dai seama că în viață nu poți să salvezi niște situații și orice îi face, Mihai, cu voința lui Dumnezeu nu te poți... Doar Dumnezeu hotărăște. Oameni îngânfați, oameni care nu au credință, pot crede orice altceva. E problema lor. Dumnezeu așează tot. Nu altcineva. Și asta nu spun că l-am descoperit eu acum pe Dumnezeu. Am fost crescut cu Dumnezeu. Mergeam la biserică cu mama fiecare dată. Sigur, cât înțelegeam eu când eram o țâcă. Cine l-are pe Dumnezeu în suflet, înțelege lucruri. Dar s-a chinuit mult cu cancerul sau a fost o chestie care v-a luat prin surprindere? S-a chinuit mult. S-a chinuit greu, adică nu mult. Dar ți-am zis, de momentul în care a venit la mine, eram ministrul dezvoltării și m-a așteptat jos și mi-a zis chestia asta. Eu m-am prăbușit. Și din momentul ăla, mă rog, cu perioade când eram fericit și eu și copiii lui și soția lui, că e spre bine și una peste alta în vară s-a dus. Da. Pe tata, cum l-ați cataloga? Pe tata. A reușit să fie milițienii sau polițiștii, cum știu cei de acasă acum, care sunt mai tineri? Un milițian. Eu și acum, să nu se supere pe mine, eu țin mult la el, dar eu tot timpul când vorbesc așa cu apropiați, cu drag, le zic milițieni. Tatăl dumneavoastră, cum l-ați catalogat? Cum a fost cu dumneavoastră? Tata a fost un om respectat în toate localitățile în care a fost. Un om foarte respectat.
Mi-aduc aminte, pe vremea aia, mă rog, cei de la partid conduceau, secretarii de partid. Și primul secretar de la județ și era secretarul pe agricultură, de exemplu, pe un județ. Și în timpul campaniilor agricole, adică în timpul recoltei, ei veneau pe câmp să vadă, să verifice, să... Și câteodată mai prindeau niște oameni cu porumb pus sub paie, ce lumea acasă totul ea. Era normal să ducă acasă. Totuși era munca lor, până la urmă. Și, mă rog, strigau la tata, domne, aducă căruța la postul de poliție și să-i faci dosar, bineînțeles. După ce plecau aia, oamenii veneau, își luau căruța și nu aveau nicio problemă. Nu, n-a fost un om dur. Am văzut și milițieni duri. O singură dată s-a supărat pe mine. Când m-a prins fumând, atunci s-a supărat rău și m-a certat. Păi, îl ținea puțin o zi. În rest, nu. Tot la fel de grijul eu. Vă întreb de ce. Am citit un documentare. Vă mutați la peretul cu familia. Am citit o descriere în clasa a patra. A foștilor dumneavoastră colegi. Vă recunosc că mie mi-e foarte greu să-mi aduc aminte cum au arătat colegii mei din generală. Dar se pare că colegii dumneavoastră din generală își aduc aminte exact despre dumneavoastră în detaliu. Fiecare gest. Iar colegii din generală spun în felul următor. Că erați foarte trist, o persoană foarte rece, foarte calculată și că nu zâmbeați niciodată când erați mic. Am încheiat citatul. Am fost foarte trist în vara în care ne-am mutat la peretul, dintr-un motiv foarte simplu. Eram speriat. Chiar atunci m-am îmbolnăvit de hepatită. Vestea bună a fost că era hepatita, mai știu care, alea cea mai ușoară, unde stăteai 21 de zile în spital. Am stat 21 de zile în spital la Roșiori și pe care am ieșit. Și am ieșit vindecat. Adică n-a fost virus, hepatita C sau altceva. Dar totuși, ca și copil, stai 3 săptămâni într-un spital, m-a afectat. Și a fost o... A fost câteva luni bune în care eram trist pentru că aveam această boală și mai vedeam pe mama că plângea din cauza asta și mintea mea mă gândeam dacă o să fiu afectat toată viața, dacă nu o să pot să mai alerg, cum îmi plăcea mie să alerg și după, deci până în vara următoare, adică cam după 10 luni, 11 luni, cu un regim și cu mâncare foarte bună, curată și ușoară, făcută de mama, am fost perfect și complet recuperat, astfel încât câștigam, adică alergam 100 de metri sub 10 secunde. Vreau să vă întreb de Doica Țațaleana, dacă ați mai întâlnit-o. Mama Leana. Mama Leana. Mama Leana. Știu că a avut grijă dumneavoastră până acum. Da. A fost a doua mamă. Ați mai întâlnit-o? Da. Am fost în gratia de mai multe ori. Și am fost la ea, nu-i vreau să creadă. Că v-a văzut. Da. A fost când am hotărât că e în regulă să se asfalteze drumul principal din gratia toată lungimea lui, nu numai acolo. Pentru că e drumul pe care noi alergam. Acolo era, cred că era unul sau maxim două camioane în comună și când treceau, așa se făcea atunci, prășteau puțină motorină în spate ca să se mai ducă praful și noi alergam ca nebunii după el, că ne plăcea cum mirosea motorina aia. Și când am învățat să merg pe bicicletă, eram vreo 3-4 nebuni care plecam din gratia și treceam prin, adică Drăghineștiu este tot un sat al comunei gratia, că e gratia
Ciurar și Drăghinești și urcam dealul și ca să putem să coborâm în viteză cu bicicletele și erau pietre, erau, mă rog. Și când am putut să determin că acel drum să se asfalteze, am făcut-o cu dragă inimă și i-am spus și mamalea în atunci că uite, eu pot să determin să se asfalteze drumul ăsta, ceea ce s-a și întâmplat. Și eu, toată căsuța în care trăia mamaleana și în care și eu mergeam, păi, eram vecini, despărțeau o curte și vecinii dintre noi erau împreună, adică oamenii erau foarte apropiați. Și ce îmi gătea și îmi plăcea foarte mult, un fel de pomana porcului, ca să zic așa. Deci erau bucăți de porc cu grăsime și le făcea într-o crăticioară albastră, care sigur că era ciobită, adică mailul se mai ciobise și întingeam cu mămăliga acolo în grăsimea aia de la aceste bucăți și era un gust incredibil. Știu că a avut grijă dumneavoastră până la vârsta de 10 ani? Până am plecat de acolo. La 10 ani am plecat de acolo, 72. Ați plâns foarte tare când ați plecat de acolo după ea. N-am vrut să plec. Deci când, mă rog, a zis tata că trebuie să plecăm, mă rog și mama și s-au pregătit în câteva zile și în ziua în care trebuia să plecăm, eu m-am dus în Zăvoi. Și a zis că eu nu plec. Eu unde să mă duc? N-am vrut să mă duc. Cum să plec de acolo? Că aici e viața mea, unul să mă duc eu în altă parte. Am fost foarte afectat. Dar cumva dezrădăcinarea asta constantă, mutatul ăsta, nu v-a afectat nici? Cred că m-a întărit. Cred că m-a făcut mai sociabil. Adică m-a făcut să nu am teamă de a deschide discuții cu oameni noi. Sau să merg undeva unde nu cunosc pe nimeni și să nu discut. Dar nu e și riscul ăsta să te simți străin? Riscul e foarte mare. Riscul este foarte mare și asta era o mare prostie. Gândirea asta a miliției de atunci, nu știu dacă mai acum, care vezi, Doamne, trebuie să-i mute. Totuși, oamenii ăștia au niște familii, vorbim și de poliție și de acum. Ar trebui să se gândească la familiile lor, la copiilor, la câte frustrări și câte lucruri interzise au și familiile și copiii. Și când veni vorba la polițiști, la jandarmi, la general, la cei din sistemul ăsta de ordine publică, apărare națională, oamenii nu se gândesc și la familiile lor. Că mă gândesc că oricât de uniți ați fi fost ca familie, nu erați siguri cât stați în localitatea respectivă? Păi nu, după Gratia, unde am stat, eu 10 ani, ei stăteau, fratele meu s-a născut acolo, în 55 și în 62. După care am stat 2 ani la Peretul, 2 ani la Piatra, după care ne-am mutat la Izlaz și după mai mulți ani ne-am mutat la Liza, de unde și ieși la pensie. M-a și ajutat, îți repet, când te duci într-o comună, îți dai seama, eram speriat de bombe când am ajuns la Peretul. Te duci într-o clasă unde toți se uitau ciudat la mine, eu mă uitam ciudat la ei, adică eram un corp străin. Cine e ăsta? Adică, până se deschid primele chimii, până se formează primele chimii cu primul prieten și încet, încet te ești integrat. Dacă poți să fii integrat. Adică tot colegii de la Peretul v-au părât că nu mergeați la muncile câmpului pe vremea lui Ceaușescu. De cum să nu la merg? Culesul de porumb. Cum naiba să nu merg? Asta bate ei câmpii. Deci, în primul rând, tata mă trimitea după un an, după ce m-am îmbolnăvit de hepatită, că nu trebuia să fac efort, nici sport nu mai făceam. După un an și ultima la Peretul și cei doi ani la Piatra, în vacanța de vară, mă trimitea tata la câmp cu o traistă, cu niște merinde acolo și cu tractoriști, cu cei de la CAP-ul. Sigur că am fost supărat prima dată, după aia a început să-mi plac. M-am urcat și pe tractor în clasa 7-a. Am dus tractorul, combina. N-am fugit de muncă niciodată. Ați lăcrimat în momentul în care v-am întrebat de faptul că v-ați pierdut practic tot universul.
da. Toată familia în 10 ani. I-ați pierdut înainte de a avea acest episod cu pușcăria. Vă întreb sincer, credeți că a fost mai bine că nu v-au văzut așa? Da. Ureau. N-am nicio ezitare. Dar pe de altă parte, în momentul în care aceste castele de nisip cad și puterea se disipează, prietenii se duc și ei, v-au lipsit cei dragi să vă fie alături în momentele alea grele? Mi-a fost alături copiii și suficienți prieteni. O să te corectez. Prietenii nu dispar niciodată. Dar cine dispar? Dispar cei care se lăudau că sunt prieteni, de care știam că nu sunt prieteni. Pentru că nu pot fi prieteni cu nimeni. Nu au capacitatea de a fi prieteni cu cineva. Vorbim de niște oameni, mă rog, foarte, niște profitori, veleitari, mă rog, parveniți. Am suficientă experiență ca să dau seama, nu 100% din prima, dar ulterior nu m-a păcălit nimeni, mai devreme sau mai târziu, că există un interes. Prietenii mei dragi și apropiați nu m-au părăsit niciodată și am simțit asta. Copiii mi-au fost alături, ceea ce pentru mine a fost pansament pe suflet. Ei au suferit mult. Au suferit mult. Și au fost și loviți din cauza asta. Mă nedrept. Dar au dus-o și o să o ducem în continuare. Nu o să reușească să le facă rău. Ați vorbit de fosta soție. Vă e ușor să vorbiți despre ea? Da, avem o relație foarte, foarte în regulă și civilizată. Și merg de multe ori la Alexandria, unde stă și fata mea, și ne vedem frecvent. Avem o relație foarte bună. Lumea tot timpul cumva s-a legat de numele Bombonica, un nume mai deosebit. Așa o cheamă în acte, Bombonica? Și i-au pus părinții numele. N-a vrut să și-l schimbe. Și foarte bine a făcut. Cum ați cunoscut-o pe soția dumneavoastră? Aveam o colegă din liceu, nu îi dau numele, nu știu, să nu-i fac rău sau... Mă rog, stătea într-un bloc lângă policlinică, în turnul Măgurele. Și eu când mai veneam de la Craiova, unde eram stagiar, mai dădeam pe la ea. Cunoșteau părinții ei și mai veneau și alți colegi. Foști colegi de liceu, vreau să spun. Adică asta vorbim când eu eram deja stagiar la Craiova, la IUGTC Craiova. Și eram o dată pe balcon și colega asta a mea, fată deosebită și părinți deosebiți, mă tundea pe balcon. Și am auzit râsete pe sus. În apartamentul deasupra stătea fosta mea soție și cu surorile ei. Au fost patru surori. Adică sunt patru surori. Din glumă în glumă m-am dus până sus ca să o invit să vină jos. Să vorbim, să... E foarte respingătoare la început. Încet, încet ne-am cunoscut cu chiu, cu vai, ne-am și întâlnit. Abia tocmai împlinise 18 ani atunci. Intrase în anul 19. Terminase liceu. Și așa ne-am cunoscut. Eu eram la Craiova. Făceam practic naveta cu mașina tatălui meu. Adică plecam mașina de la Lița, era iarnă-vară, până la Corabia, în gară. De acolo luam trenul până la Caracal și de la Caracal luam trenul până la Leu. Leu este o localitate în Dolj, unde se făcea un siloz și unde era un curent incredibil, că cam să mai găsesc vreodată în viața mea vreun loc unde să fie asemenea curent.
Și din partea IUGTC-ului mă desemnaseră pe mine acolo, că IUGTC-ul și TC-Indul. TC-Indul era Trustul de Construcții Industriale și noi, practic, noi, întreprinderea de utilaj greu și transport, pentru construcții eram cei care le asiguram mașinile de transport plus excavatoare plus. Și eu, practic, coordonam, stagiar, tânăr, ce eram, aceste mașini, betoniere, mașini care cărau pământ, care cărau balast, care, mă rog, excavatoare. Și stăteam acolo. Și seara o reluam trenul din de la Leu. Norocul era că halta Leu era chiar lângă silos. Și normal, lucra cu cap, silozul l-au pus lângă calea ferată. De la Leu la Caracal, Caracal Corabia, de la Corabia luam mașina, ajungeam la Aliță. Când a fost un an în care ne-am mutat la Socri, ca să fie mie mai ușor, era mai aproape de Corabia, ajungeam, când s-a născut Ștefan, s-a născut în 17 februarie, în 89, erau totuși luni reci și ajungeam, ningea atunci, ningea, nu era ca acum, și ajungeam cam pe la 11:30 acasă, noaptea. Fosta mea soție nu mai poate, era distrusă să-l țină pe picioare, pentru că era destul de năbădăios, plângea într-una. Și eu îl puneam pe picioare ca să o mai eliberez pe ea, mi-aducea și mie ceva să mănânc, mai apucam să dorm o oră, două, la ora 4 mă trezeam și am ținut-o așa câteva luni bune. Dar eram tânăr, nu se simțea. E adevărat că mama nu a fost de acord cu această căsătorie? Nici vorba. Nici vorbă, dimpotrivă. Dimpotrivă. Niciodată nu s-a pus problema asta. Da, niciodată. Și-am mai găsit un articol în documentare, cum că în momentul în care v-ați hotărât să vă căsătoriți, socru v-a promis o casă și o mașină. Mașina a venit, casa nu v-a dat-o nici până în momentul de față. Ne-a mai promis ceva. Dacă se uită la emisiune, n-am ce să-i fac, pentru că ăsta e adevărul. Ne-a promis că, adică a stabilit el cu tata și cu noi, că verghetele va cumpăra el. El, având bani, că ei aveau bani, avea foarte mult. Ca orice legumicultor din Giuvărești, Izbiceni, Doanca, Tia și așa mai departe, vindeau roșii, castraveți. Aveau mai mulți bani decât ceilalți, dar el a zis că ia el verghetele. El e cam îngânfat așa. Că era atunci, acum nu mai știu. Că e mai... Da, oameni buni. Și ne-a luat și ne-am trezit biserică. Fără verghete. Fără verghete. Tot fratele meu ne-a salvat, a dat verghetele lor. Deci v-ați căsătorit cu verghetele fratelui meu și al cumnatei mele. Cred că fosta soție, cred că atunci am crezut că l-o moare. Ăsta pur și simplu, uitați. Mă rog. Da, a promis o casă, nu, nici mașină n-a promis, fiind serioși. Nu, avea mașină, nu era cazul de asta. Deci v-ați căsătorit din dragoste, nu din interes. Da. Da. Ce interes? Nu. Nu. Cumva se cerea zestre și înainte. A, dar nu prea nu mi-a plăcut niciodată asta, nu cred că atunci în 88, încă se mai discuta atunci despre zestre, dar nu, unde să duc, ce zestre, de aici plapumă, șifonier, dulap, masă, ce, macate, cearșafuri, ce, Doamne iartă-mă. Era cazul. V-a fost greu la Socri în casă? Da. Nu m-am simțit la mine acasă. De asta am și stat. N-am stat mult. Nu, ar fi... A fost în regulă. Și soacra mea, o femeie foarte iubitoare și cu un suflet uriaș. Dar nu ești în casa ta sau în casa părinților tăi? General, cam... Spun, e tradiția asta în care
mirii se duc totuși în casa mirelui, în general. Ori doar ei doi, ori și cu părinții mirelui. Că așa e tradiția și are o explicație. Adică e important pentru mire să se simtă nu neapărat stăpânul casei, dar să fie capul familiei, cel care se îngrijește, să familia să aibă ce trebuie, copiii să aibă haine, mâncare, să fie în regulă. Și nu mi-a plăcut niciodată asta și nici nu puteam să stau eu să, nu știu, închiriat. Și ați decis să plecați de acolo? Da. Din motivul ăsta? Împreună cu fosta soție și ea a dorit. De la praștia pe care ați schimbat-o pe ouă... Cu guma roșie, ca și aici, guma era roșie. Gumă. Pe ouă, cumva vă apucați de afaceri? Cu soția? Da. Nu. Prima dată m-a apucat cu soția. Prima dată m-a apucat cu un băiat din Giuvărești. În 90. A fost prima asociație cu scop lucrativ înființată pe decretul lege 54 al Român, la 2-3 luni după ce a apărut decretul lege 54, care legifera asociațiile cu scop lucrativ și așa mai departe. Și am făcut prima asociație cu scop lucrativ din jumătatea de sud a României. Așa ne-au spus când ne-am dus la Slatina, care a constat într-un bar. 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 Cafe. Bahusul. Da. Eu am făcut firma, eu scriu și desenez foarte bine și proiectez foarte bine. Și am făcut așa cu o cutie cu lumini interior și pe fâl am făcut așa, știi? Majoritatea l-au citit ca pe T și când ziceau că merg acolo, mergem la Catebar. Și n-a fost ușor să facem rost de marfă, pentru că atunci când mergeam la depozitele de băuturi, se uita la noi ca la niște extraterestre, adică cum ai voi să privatizați de aia? Hai mă, că n-aveți voi nicio șansă. Era o reticență foarte mare. Și am pornit cu asta, am luat credit 100.000 de lei, am pus garanție, mașina lui tata și mai știu ce am pus, am făcut jumătate-jumătate cu băiatul ăsta, cu Vasile, și am luat 100.000 de lei credit de la Banca Agricolă Corabia. Surprinzător ne-au dat. Și am început ăsta, a început să meargă foarte bine, pentru că aveau bani. Peste drum era un bufet unde, din păcate, șeful de bufet devenise foarte leneș și nu aducea nimic, erau toate sticle prăfuite acolo, adică era vorba de niște țuică și lichior de portocale, n-avea altceva. Și noi am adus tot felul de lucruri noi și plăcute și era omor. Când am început să car bere, la un moment dat făceam două drumuri eu singur. Singur eram la volan cu arul și cu remorca în spate. Făceam două drumuri până la Scornicești. A fost prima fabrică care a acceptat să ne dea bere, noi fiind privatizați, cum ar fi. Și când veneam pentru că oamenii așteptau, era vară, și vreau să bea bere atunci rece, eu aranjasem și luam de acolo, de la fabrică, niște calupuri de gheață pe care le puneam peste navetele cu bere, peste care legam o prelată și când ajungeam, berea era deja rece. Bun, multe aventuri. Mi-au sărit roțile. La un drum mi-a sărit odată roata dreapta spate de la remorcă, am pus-o înapoi, am înlocuit butucul și asta numai în pantă. Când vii de la Scolnicești, sunt niște, mă rog, drumuri în pantă așa. După aia roata din stânga de la remorcă și ultima roata din stânga spate de la mașină, de la aru, efectiv. Norocul meu că am avut la mine tot butuci, fuzete, absolut tot și știam să o fac. Și erau dăți când făceam două drumuri. Eram la ora 2 noaptea în fabrică, intrăm în fabrică, puneam remorca cu spatele la banda unde ieșea berea. Cum începea activitatea, pe mine mă cărcau primul, după care erau izotermele mari care mergeau la restaurantele mari neprivatizate.
la ora, cred că 12 eram la Giuvărești, la ora 3 eram înapoi la Asconice și mai făceam un drum până seara. Am alergat mult. Dar... Deci de aici ați pornit și cumva ați reușit? După care am mai făcut... Era o clădire neterminată care o gândise primăria înainte de Revoluție să se facă acolo o gogoșerie. Nu au mai continuat după Revoluție. Până la urmă s-a scos la licitație acea clădire, am preluat-o noi, am amenajat ce era de amenajat și am făcut un restaurant și cu mâncare acolo. După care am făcut la Izbiceni și ulterior cu un bun prieten de-al meu, care sunt bucuros că o să mă văd în zilele următoare, m-a întrebat dacă nu vreau să ne intrăm împreună să luăm o locație de gestiune, hotelul din Turnul Măgurele, restaurantul modern din Turnul Măgurele, Hanul Diligenței, și le-am luat în locație cu peripeții și la un moment dat, în 96, practic, când am intrat în politică, administram, aveam un complex hotelier, cel mai mare restaurant din județ, restaurantul modern, un han sus în pădure unde vara veneau la discoteca pe care o făcusem acolo, timpul verii veneau câte 1.000-2.000 de tineri, un centru angro și 3 magazine. Aveam la un moment dat 1.100 de angajați. Când eram foarte tânăr. De ce ați intrat în politică? Da. Vreau să vă întreb dacă vă pare rău că ați intrat în politică. Nu. Că suntem aici. Nu. Categoric nu. În politică m-a convins să intru Petre Roman. Și Videanu, Adrian Videanu. Petre Roman, un om pe care l-am respectat și foarte mult. A fost profesor în facultate și a venit în 95 în Turnul Măgurele. A venit în Telema și în Turnul Măgurele și Videanu și cei de la PD care mai erau pe acolo, nu erau mulți, m-au rugat să fiu de acord ca masa de prânz, mă rog, după prânz să o servim la Han. Era vară, era frumos. La Hanul Diligenței, acolo era frumos, era în pădure. Și am organizat acolo. Și acolo am mai discutat și el mi-a zis, de ce nu te gândești să intri cu noi? Ești băiat tânăr, ești inițiativă, că PD-ul așa e. Da, mă gândesc. Și hai cu noi. Și am mers cu ei, toată lumea la conțe și într-o comună la altcineva și după aia m-a stat de vorbă cu Videanu și m-am hotărât să intru. Nu-mi pare rău, pentru că dincolo de suferințe, dincolo de greșele pe care le-am făcut, am făcut și lucruri bune pentru județ. Cu mult. Mult. Practic, eu când am fost ales președinte de Consiliu, am făcut o conferință de presă, eram extrem de dezamăgit și am vrut să-mi dau demisia și am arătat hartă județului cu câteva râme. Adică erau câteva bucățele de asfalt care oricum era praf. Și erau 0 km de drum asfaltat în întreaga. Dar cu toate astea, toată lumea v-a acuzat că în toată perioada asta v-ați îmbogățit după aceste drumuri cu tel drum și... Da, au tot căutat banii 6 ani de zile, Mihai. Unde dracu sunt banii ăștia? Dacă cineva este atât de slab la minte să creadă că în România, în anii ăștia, în România, cineva poate ascunde nu mai mult, 1.000.000 de euro, înseamnă că nu știe pe ce lume trăiește sau în ce societate trăiește. În România nu poți să ascunzi nici măcar un leu, ca să fie foarte, foarte clar. Au investigat și au întrebat mii de oameni de-a lungul anilor. Dar nu v-a trecut prin cap nici măcar o secundă că poate aveați alt parcurs în viață dacă nu-i spuneați da lui Petre Roman? Nu mi-a trecut și nu fac asta și e bine că nu o fac. Adică nu o fac, nu că nu vreau. Nu o fac. Pentru că riști să o iei razna, adică să trăiești numai din regrete, să mori. Nu. Am făcut tot ce am crezut că e bine. Câteodată greșit, câteodată bine, dar... Referitor la Traian Băsescu, e adevărat că tatăl dumneavoastră v-ar fi spus să mergeți cu Traian Băsescu cumva? V-ar fi recomandat acest lucru? Nu. Să mergeți politic? Nu. Nu e adevărat acest lucru. Nu, eu eram în partid. Eram în partid, dar tatăl meu
Mi-a zis că e bine să stau lângă Traian Băsescu, că el e un om în care el are încredere. Atunci. Vorbim de... mă rog, 2000. Care în 2001 a murit mama. A doua zi după ce am îngropat-o, era Consiliul de Condonare Național al PD-ului. Tocmai îl maziliseră pe Roman, devenise Băsescu președinte și urmau să aleagă vicepreședinții, biroul permanent național. Și tata și frate mi-au zis, mă, mai bine mergi acolo, că te mai vorbești cu colegi și mai bine decât să stai. Eram destul de afectat, că se dusese mama și... regulă. În sfârșit. Și acolo am aflat de niște lucruri neadevărate spuse și de Adrian Videanu și de un individ, Corin Lunganu, care era președintele PD-ului la Telorman, și fiind și în starea respectivă, am vorbit cu primarul din turnul Măgurele de atunci, colegul și prietenul meu, și eu eram președinte de Consiliu și am zis, hai să mergem în oraș la o bere. Chiar m-am plictisit cu ăștia aici, cu toate minciunile astea. Am vrut să merg la Băsescu să-i zic, n-a putut să discute cu mine, era. Am plecat. Asta avea loc în sala Rosetti la Parlament, CCN-ul ăsta. Și ne-am dus la cină pe terasă. Stând acolo, m-a sunat Mitre. Uite, mi-a zis Oprișan, dacă te vină până aici la guvern, te rugăm, că e și Adrian și Hrebenciuc și Tănăsescu, mă rog, Cosmâncă, Șerban Mihăilescu. Azi nu vin. După care tot vorbim cu primarul și mai să vedem ce vor, în sfârșit. Și am vorbit, au zis că dacă vreau să vin, că iau a doua zi birou executiv, zic, nu știu. Vreau să văd ce se întâmplă astăzi la partidul ăsta, că așa sunt scârbit, în sfârșit n-aveam. M-am întors, fost niște lucruri destul de neregulă acolo și s-a vorbit în mod foarte clar despre trecerea la PPE, adică nu pot fi de dreapta. Adică nu o simt, nu? Sigur că poți fi orice, dar nu o simt și dacă nu o simt, la ce să... Și așa s-a întâmplat, dar... Și ați ajuns la PSD, nu? Am ajuns la PSD și... Restul evoluția se știe. Eu am o curiozitate și cred că și cei de acasă. Toate discuțiile astea politice, atacurile de la televizor, în momentul în care camerele se opresc, ele rămân doar la televizor? De exemplu, situația noastră și Traian Băsescu, de exemplu. Ele sunt doar la televizor, aceste dispute? Sau dumneavoastră sunteți niște dușmani în viața de zi cu zi? Cum stau lucrurile cu adevărat în spatele culiselor puterii? Este doar ceva pentru o luptă politică? Să știi că la mulți se întâmplă cum zici tu. Știi că eu am rămas prima dată blocat acum mulți ani când vedeam la televizor. Nu mergeam des atunci. Cum se omoară la televizor și seara la... După emisiune, dau mână, seara mergeau la o bere sau la... Nu înțelegeam. Eu n-am făcut niciodată așa pentru că nu pot, adică să mă prefac. Dacă sunt de acord cu cineva, chiar dacă e adversar politic, am zis-o, dacă nu sunt de acord, mă bat să prezint punctul meu de vedere și părerea mea. Traian Băsescu, l-ai ales pe Traian Băsescu. Mihai, sunt doi președinți care practic m-au condamnat. Băsescu pentru referendum și Iohannis pentru minciuna unei foste directoare de la Protecția Copilului Telorman. Pentru că stai la televizor. Din motive diferite. Trebuia să vă cer și dacă aveți probe în sensul ăsta. Pentru Traian Băsescu, cu câteva zile înainte de condamnare la referendum, a ieșit, era o emisiune pe care o făcea Evenimentul Zilei, Timpul Zilei, televizată.
o făcea împreună cu B1, cred. Și Băsescu a ieșit și a spus, deci urma să vină pronunțarea, de inadmisibil și inacceptabil ca în procesul referendumului nimeni să nu fie condamnat. Este un semnal destul de străveziu. Și Iohannis, în dimineața zilei de 27 mai 2019, cu câteva ori înainte de verdict, a ieșit și a spus, în legătură cu mine, vezi, Doamne, o întrebare așa, că hoții trebuie să meargă la pușcărie. Nu știu, sunt probe, nu sunt probe. Eu nu vorbesc de alte informații. Cumva dumneavoastră indubitabile spuneți că ați avut semnale. Nu semnale. Eu aveam certitudini deja din 2018 că ajung acolo. Dar cu toate astea eu n-am cedat la toate amenințările și toate solicitările antiromânești. Cuvântul de baron v-a deranjat vreodată? Nu. De baron de Tellerman? Nu. Pentru că n-am fost. Dar de ce vi se spune așa, baron de Tellerman? Pentru că așa se spunea tuturor președinților de consilii județene. De la PSD trebuia să se întâmple. Atunci a fost o invenție în ziarul Adevărul. Mi-aduc aminte, la o întâlnire a președinților de consilii județene PSD și a secretarilor de stat PSD, era undeva, cred că în 2002 vară, la turnul Măgurel, să țin. Și atunci o domnișoară fotoreporter de la Adevărul a fotografiat pe Mischie de la Gorj și azi baronul de Gorj, nu știu ce. Și de atunci a folosit chestia asta. Dar cu acceptul conducerii PSD sau la sugestia conducerii PSD. Mă rog, 2002-2003, ceva de genul. Referitor la averea dumneavoastră, s-a tot vorbit despre ea, că ați avea o avere văzută, una nevăzută. Știu că în momentul de față aveți și sechestru, nu? Nu. Nu mai aveți sechestru. Nu, instanța l-a ridicat. L-a ridicat. În momentul de față, toată averea dumneavoastră vă este la dispoziție. Vă considerați un om bogat? Mihai, eu am în proprietate acel complex hotelier de la Turnul Măgurele. Dacă asta pe care o să-l închidem cât de curând, pentru că eu nu mai pot să mă ocup de el, Ștefan nu se mai poate ocupa de el, asta înseamnă o avere. Este un bloc pe care l-am în proprietate, care nu mai produce pentru că nu prea ne mai ocupăm de el. Cea mai mare bogăție a mea sunt copiii. În ceea ce privește averea nevăzută, vreau să spun că eu am auzit discuții despre sume incredibile. 500 de milioane de euro. 700 de milioane de euro în Marea Chinei. Nu știu câte sute de milioane de euro în Brazilia. Vreau să spun că Agenția Națională pentru Integritate, ANI, a controlat și averea și posibile conflicte de interese și posibile, cum naiba le zice la astea, mai era un termen, incompatibilități. Din 2009 până în 2012, 3 ani de zile, și a doua verificare a fost din 2017 până în 2020. Au încheiat când eu eram la Rahova. Și m-am uitat pe documente, au cerut, inclusiv în Statele Unite, că au cerut în toată lumea informații. Frate, cine are bani se știe despre ei? În România nimeni nu poate ascunde bani în afară de cei din SRI sau cei care sunt protejați de cei din SRI. Nu există informație de asemenea natură pe care SRI-ul să nu o cunoască. Și mai nou și SPP-ul. Deci, nu ai cum să ascunzi. Eu, dacă aș avea un ac de care să nu știe SRI-ul, pentru mine ar fi o mare victorie. Deci, vreau să știu orice, de când m-am născut. Ați divorțat în 2016. Exact
atunci primiți...
Rusului făcea ca România să aibă roșii românești tot timpul anului. Deja 2 ani la rând, peste 100.000 de tone de roșii românești pe piață, asta a însemnat 100.000 de tone de roșii mai puțin în contrabandă, care înseamnă bani peste bani. Care n-au afectat băncile, dar care au ajutat, care ajutau românii și firmele românești, dar făceau ca din banii pe care îi câștigau băncile în România să mai rămână și în România, că așa trebuie, și să și ajute economia românească. Și exemplele pot continua. Pentru că vreau să lămurim, aveți 2 copii. Da. Referitor la ce scria presa, vreau să încheiem subiectul și să-l rămurim o dată întotdeauna. S-a scris că la nunta fiului, soția dumneavoastră n-a putut să vină din cauza relației pe care dumneavoastră o aveți. Nu, nici vorba. Nu. Ne puteți spune acel episod? Pentru că suntem aici, cred că puteți să-l povestiți. Da. Pur și simplu n-a putut să vină pentru că nu s-a simțit bine. Atunci a trecut printr-o perioadă nu foarte bună, ca și nu s-a simțit bine. Deci nu are legătură cu dumneavoastră? Are, nici vorba. Nici vorba. Au fost zeci de articole atunci în care se spunea că dumneavoastră ați oprit-o din a participa la nunta propriului fiu. Da, pentru că trebuia să fiu arătat ca un monstru. Adică orice folosea la construcția acestei imagini de monstru național și mondial trebuia să fie folosit. Eu cu Irina am fost de multe ori la Alexandria, am făcut Paște împreună, am făcut Crăciun împreună, am făcut aniversări împreună acolo cu copiii și cu fosta soție. Dar niște prostii. Orice se spunea atunci despre mine se credea. Inclusiv faptul că am fost pe tunul cu apă al jandarmeriei și am stropit oameni. Orice se spunea. Pentru că tot am ajuns aici. Vine ordonanța 13. Infama ordonanță 13. Sunt imagini care ajung de manual de istorie, cumva. Sunt momente istorice în care au fost atâția oameni în stradă. Nu erați în București. Ordonanța 13, când a fost făcută, mulți v-au indicat pe dumneavoastră ca fiind beneficiarul ei. Ați fost, vroiați să fiți beneficiarul ordonanței 13? Mihai, oameni buni. În primul rând, România este singura țară din lumea civilizată, așa zis civilizată, hai să zicem, Uniunea Europeană, Statele Unite, în care există o astfel de infracțiune în codul penal, așa nume, abuzul în serviciu. Nu mai există nicăieri așa. Ideea de infracțiune, adică un om să meargă la închisoare când sunt prejudicii presupuse sau reale de un anumit, de o anumită sumă, în celelalte țări este o chestiune pentru latura civilă și se judecă ca cel care se zice că a provocat prejudiciu să dea banii. Adică ideea de a băga un om la închisoare, un cetățean, în celelalte țări, nu este luată, spun așa, cu atâta ușurință cum e la noi, cu atâta plăcere cum e la noi. Și bineînțeles că lumea este manipulată. În continuare noi avem această problemă. Și se menține această infracțiune de abuz în serviciu pentru că chiar fostul adjunct și ulterior interimar la DNA, îmi scapă numele, între puținii respectabili din DNA, a și spus la un moment dat, abuzul în serviciu este ca un coș în care puteam băga orice fel de personaj și puteam încadra orice. Așa e făcut. Când Curtea Constituțională a vorbit de un prag, s-a gândit la prag pentru consecințe deosebit de grave. Adică, nu să bagi un om la închisoare pentru ceva. Sunt și chestiuni administrative care se pot, repet, judeca în instanță. Adică, și s-a ajuns în situația în care au încercat acum să se apropie cât de cât de o situație mai normală, mai apropiată de lumea civilizată. Dar au dat înapoi imediat, că i-au speriat cine? Sistemul, pentru că trebuie să rămână acel satâr. Acel satâr care înseamnă abuzul în serviciu
Celelalte competențe care vor fi date SRI-ului de a putea face cercetări penale, vor face ca în România sistemul să poată să ia după stradă pe oricine, oricând și pentru orice. Nu ați fost pe tunul de apă, nu spuneți? Eram la mare. Erați la mare? La mare. Cu mai mulți prieteni. Și când ați văzut imaginile fiind la mare, cu atâția români în stradă, sunt convins că nu v-a fost indiferent. Păi cum să-ți fie indiferent? Doar că eu vedeam. Așa vedeam eu și nu numai eu. Niște grupuri bine organizate, cu planul făcut bine de dinainte, da, care se coordonau și aveau niște acțiuni de provocare a jandarmului și de a pătrunde în guvern, și mai mulți oameni din București care veniseră să protesteze, care nu aveau nicio legătură cu aceste planuri. Referitor la aceste proteste din 10 august, ați avut vreo implicație? Ați vorbit cu cineva despre ele? Ați dat cuiva vreun ordin? Mihai, eu am fost chemat la parchet pentru acest dosar. Ai impresia că dacă s-ar fi știut ceva, mă lăsau în pace? N-am dat niciun ordin, pentru că nu aveam de ce să fac așa ceva și nu am acționat în stilul ăsta în guvernare, de exemplu. Nu, m-a interesat doar programul de guvernare. Da, acolo eram destul de inflexibil să se respecte. S-a dovedit că rezultatele au fost bune. Dar în chestiune legate de Ministerul de Interne, nu știu, Ministerul Apărării, nici vorbă. Cheamă pe Carmen Dan să-ți explice mai bine. Sau cei care au fost la jandar. Asta s-ar fi aflat. Atunci toată lumea era urmărită, bănuiesc. Nu, nici vorbă. Dacă ar fi fost ceva, o umbră de bănuială, mă tărau și în ăsta. O să vreau să mergem acum în 2018. Dumneavoastră ați vorbit atunci despre o tentativă de asasinat. Nu mai vreau să vorbesc despre asta. Nu mai vreau. Iartă-mă, dar despre asta nu mai vreau să vorbesc. Nu mai vreau să retrăiesc clipele alea. Iartă-mă și accept asta. Au fost mai multe și în Rahova. Poate odată, dacă mă hotărăsc să vorbesc cu cineva, continuă să vorbesc. Dar nu acum. Momentul în care au fost alegerile europarlamentare, dumneavoastră spuneți că simțeați că o să vi se întâmplă ceva. Nu știam. Dar ați crezut cu adevărat? Pentru că mi-aduc aminte un apel pe care l-ați avut la televiziune. Prezentatoarea vă întreabă: domnule Dragnea, aveți bagajele făcute? Dumneavoastră spuneți că nu. Cu siguranță asta a spus la televizor. Eu vreau să vă întreb de cealaltă parte. Cum ați simțit momentele alea? Nu, clar n-aveam bagajele făcute. Că mi se părea agere. Cât îți trebuie să... Ce bagaj să ții? N-am avut... Șocul mare a fost pentru copiii care erau acolo și pentru încă prieteni doi, pentru Flavia, pentru... Eu când primesc vești din astea foarte grele, foarte rele, nu mă panichez și nu intru într-un fel de, nu știu, calm așa, adică este, nu știu, automată, subconștient. Și am fost așa până am ajuns în celulă. Prima noapte și a doua noapte au fost cele mai rele, cele mai grele. Primele 22 nopți. Să vreau să mergem un pic mai încet, să-mi explicați. Ne-am mai avut cazuri. Psihologic vorbit, pentru un om foarte puternic, această ieșire în fața îți trebuie ceva putere. Unii nu au avut, știm exemple, domnul Năstase a trecut prin un episod similar. Vreau să vă întreb doar, v-a trecut vreodată vreun gând că mai bine v-ați luat viața decât să fiți expus în public
într-un asemenea fel? Nu. 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 L-aș fi făcut atât de mult rău copiilor mei, că ar fi suferit atât de mult, încât cred că ăsta e motivul pentru care nici măcar nu m-am gândit la așa ceva. Deci nu, nici vorbim. Primele zile acolo sunt îngrozitoare. Indiferent ce ai fost. Deci nu contează ce ai fost. Faptul că ți se ia soarele, faptul că vezi gratii săbrele, îți dă un sentiment îngrozitor. Povestea cineva, așa cât e adevărat, în nu știu ce țară, China sau nu știu, dacă, nu știu dacă e adevărat, că pe procurori și pe judecători în timpul facultății sau stagiatură îi trimit câte o lună, două prin penitenciare să vadă cum e. Să se gândească de 10 ori înainte să ia libertatea cuiva. Ce e foarte rău în penitenciarele din România și societatea consideră că nu e necesar să se vorbească despre asta, reprezintă condițiile și atitudinea, special atitudinea ANP-ului. Și faptul că se uită un lucru esențial. Dom'le, într-o hotărâre de condamnare la închisoare, se vorbește despre luarea libertății pe o perioadă de. Acolo nu scrie condamnare la moarte. Nu scrie nici condamnare la boală, nu scrie nici condamnare la umilință, nici condamnare la nebunie, la sclavagism, adică... Și a simțit toate astea acolo? Eu mai puțin, pentru că pe lângă mine trecea ușor. Am văzut foarte mulți oameni chinuiți și umiliți. Pentru că cei din conducerea de acolo, celor din conducerea de acolo, le era frică să aplice legea, adică le dădea voie de ceea ce ar fi putut spune ANP-ul sau SRI-ul. SRI-ul e băgat în toate penitenciarele. Total. Știți ce am gândit tot timpul, văzând imaginile cu noastră în mașină, până să ajungeți? Noi vedem o mașină filmată cu 7 camere pe toate televiziunile. Ții minte că lumea s-a oprit în loc, toate televiziunile transmiteau acest moment, noastră reați înăuntru. Noi comentam. M-am gândit la ce vă gândeați. Noastră acolo în spate, la ce te poți gândi? Adică, vă aduceți aminte momentele alea? Ai, cum să-mi aduc aminte? Hai, nu cred că ai mintea plină de gânduri atunci. Cred că creierul, sufletul încearcă să metabolizeze vestea, încearcă să se adapteze repede la un alt tip de viață, un alt tip de închin ceva și mă gândeam, când vedeam, în sfârșit, când vedeam ce e pe afară și băneam ce e pe la televizor, mă gândeam, când vor începe cei care înjură și care urlă și care se bucură că am fost condamnat, când vor începe să regrete? Când vor începe să simtă diferența dintre nivelul de trai de atunci, din momentele alea, și cel de la un anumit moment dat. V-ați dat vreodată pe imaginile alea? Nu. N-am de ce. N-am de ce să mă uit, pentru că eu le vedeam. Adică n-am de ce să văd ce a surprins un fotoreporter sau un cameraman. Eu le vedeam. Adică vedeam ochii injectați al unora. N-am ce să văd atunci. Cumva cunoștința noastră despre lumea aia care este aici, cu noi în oraș, dar cumva se oprește în spatele unor ziduri, este la poarta penitenciarului. Da. Acolo am văzut niște imagini, cineva protesta, arunca cu tot felul de hârtii, dumneavoastră ați intrat.
O să apelez cumva la memoria noastră să-mi spuneți ce se întâmplă după ce ușile alea se închid. O mare liniște. O mare liniște acolo, e ca și cum... Bun, o liniște nesănătoasă. Este o altă lume, este o Românie la scară mai mică. Acum România este o închisoare mai mare. Mare cât țara. Ți se micșorează lumea. Acolo este, la scara respectivă, toate categoriile sociale sunt puse acolo. Oameni vinovați, oameni nevinovați. Ca în orice sistem din lume. Oameni cu pedepse exagerate. Am întâlnit un om care a primit 22 de ani, Mihai, pentru furtul din portbagaje de la mașini. Și eu, se pare cam mult. Sau poate nu mai e nevoie să facem astea. Nu eu. Cei cărora le place foarte mult să urască. Nu, să fie doar condamnare la moarte. Și am închis. Fac și economii la penitenciar, indiferent ce faci. Ai trecut pe roșu, la moarte. N-ai dat prioritatea la trecerea de pieton. Te împușcă în cap. Că de ce să mai fie asta? Întreabă de ce când ajung în Italia unii condamnați aici primesc arest la domiciliu. Știi pentru ce bagă la închisoare italienii, nemții și alții? Infracțiuni cu violență, pentru droguri, pentru trafic de persoane. Pun oamenii la închisoare pentru ceva, îi lasă să producă pentru societate. Sigur, le punează, nu să plătească prejudicii, dacă e cazul. Au evoluat totuși. Adică noi îi spunem că vrem să ne inspirăm din Occident și luăm din Occident doar ce ne convine. De ce? Pentru ca sistemul să poată să terorizeze în continuare pe români. Și ajunge mai devreme sau mai târziu la fiecare. Am întâlnit la Rahova. Mega hashtagiști. Mega înrăiți erau până să intre acolo. Și smulgeau părul din cap. Cât de proști au fost și cât de mințiți s-au lăsat. În prima zi presupun că primele ore sunt de acomodare. Ce acomodă? Primele ore sunt nebune, Mihai. Primele ore sunt nebune. Primele ore nu înțelegi. Primele ore reprezintă, în opinia mea, ce am simțit eu, lupta creierului de a se adapta și de a înțelege ce se întâmplă, ce s-a întâmplat și cum să te facă în continuare să trăiești acolo. Cum e în interior? Urât. Urât. Patru suprapuse, camere guste, o ușă cu gratii, după ușa cu gratii o ușă metalică, gratis la fereastră. Și totul devine și mai hâd când se duce lumina? De ce e noaptea mai rău? Nu îmi dau seama de ce. Pentru că teoretic ziua mai auzi o vorbă, mai ai șansa câteodată să, nu știu, vezi așa o rază de soare. Noaptea nu vezi nimic și mai auzi nimic. Mai auzi niște urlete, niște gemete, niște plânsete, ceva, dar mă rog. Și cu gândurile tale suprapus? Și... Da. Dar, mă rog, eu nu m-am considerat niciodată un om slab și am depășit asta. Dar, indiferent cât de tare ești, sunt momente în care nu cedezi, dar mai cazi în melancolie. Cine știe, auzi ceva, vezi ceva, se aduce aminte de ceva. Eu, de exemplu, cât am stat acolo, nu m-am uitat la nicio televiziune de știri. La televizor, pe care l-aveam în cameră. Pe care l-aveau toți, nu numai eu. Doar la filme. Și erau, mă rog, niște canale de filme care se reluau de mai multe ori într-o zi și sudoku.
în credința mea, cred că Sudoku m-a ajutat foarte mult să depășesc. Și nici la radio nu ascultam altceva decât Radio Romantic. Să nu mai aud știrile care însemnau minciuni. Vorbeam cu colegele mele și ele credeau că probabil cea mai urâtă amintire din pușcărie s-ar putea să fie prima zi. Cea este că s-ar putea să nu fie neapărat chiar prima zi. Vă ce să aminte când a fost totuși momentul ăla când ați simțit că e cel mai rău? Când se putea să clacați? Da, atunci când practic m-au pus la izolare, adică mi-au interzis să mai ies la muncă. 9 luni de zile să nu mergi la muncă e foarte greu. Mersul la muncă însemna că ieși din celulă, mergi pe afară, adică ai soarele deasupra, și te duci la punctul de lucru. Nu știu, era garaj sau spălătorie. Asta a fost vorba de 9 luni. Rău. Greu. Am depășit, da, greu. Și în aceste 9 luni, dacă le comprimăm la cea mai rea zi? Nu. Perioada în sine a fost. E momentul ăla când conștientizez că nu ai libertatea. Dar vreau să vă întreb un lucru referitor la libertatea asta. Când ți se ia fix pentru un an și știi că pleci sau doi, ți-e frică că rămâi acolo în locul ăla și nu mai scapi? Deși știați că o să ieșiți de acolo. Nu știam. Planul nu era să mai ies de acolo, Mihai. Vă era frică că nu o să mai ieșiți în pușcărie? Nu mi-era frică, nu mai folosi cuvântul ăsta, pentru că dacă n-aș fi avut acest handicap cu lipsa de frică, poate n-ajungeam acolo. Poate eram și eu acum președinte la nou PSD sau eram cu bani, eram liniștit. Mi s-a spus din mai multe părți atunci când eram acolo și se vedea pe cum decid judecătorii care trebuiau să judece liberarea condiționată, că planul era să mă lungească până la 3 ani și 6 luni, adică să nu beneficiez de nicio zi și în perioada asta, repede înainte, iar într-un dosar, să mai dea și să stau să mor acolo. S-a întâmplat că niște judecător curajos din Giurgiu n-au putut să fie influențați și am fost eliberat. Deci ce îmi spuneți dumneavoastră e că vă gândeați că s-ar putea să nu mai ieșiți niciodată de acolo. Nu excludeam varianta. Luați-ți nu mă gândeam. Nu excludeam. Cu mine tot timpul a fost și e posibil, Mihai. Două aspecte mai vreau să le lămurim. Despre lumină. Vorbeați despre lumină, că v-a fost foarte greu, că ieșați foarte puțin să vedeți lumina zilei. De ce? Nu mă scoteau. Și când eram scos, cu totul întâmplător, fiind perioada toamnă-iarnă, era întuneric. Pentru că suntem la ultima parte, reușiți până la urmă să ieșiți. Ați conștientizat libertatea. Cum ați aflat că o să plecați de acolo? Mi-a spus un gardian că s-a anunțat pe presă că am fost liberat. Viața s-a schimbat de când sunteți liber? Sigur că da. Sigur că da. Am avut și bucurii și neplăceri și supărări și necazuri, dar faptul că pot vedea copiii oricând, cea mai mare bucurie. Și că pot să gătesc pe TikTok și YouTube și că pot veni la tine la emisiune, că pot să vorbesc cu oamenii pe stradă sau... E incomparabil cu perioada aia. Dar n-au fost... Am ieșit de acolo și am stat numai într-o fericire. Nici vorba. A rămas... E grea oricum și rea. Au rămas săchele cumva, nu? Cum să nu? Dar nu ceva secret sau ceva foarte grav. Mai rămân.
niște lucruri pe care poate nici măcar nu le conștientizez acum. Nu știu. Mai m-a ajutat ceva acolo. Faptul că eu am crezut în tot ceea ce spuneam în programul de guvernare și s-a și dovedit că cele care au fost aplicate au produs bunăstare și dezvoltare. Dar ce aminte, o măsură de-a mea, o intenție de-a mea foarte controversată a fost cu vitamina D pentru gratuit pentru toți românii. În timpul pandemiei, cineva a spus vitamina D pe care vrea Dragnea să o dea, uite, era bun. N-a fost foarte rostogolit. Vorbesc de vitamina D de 100.000 de unități, luată la 3 luni odată. Eu am luat asta, Mihai. Am apucat să iau prima dată înainte să merg acolo. Nu știam că o să merg, dar așa am hotărât și în aprilie am luat și de atunci am luat din 3 în 3 luni. Eu din 2019 până azi nu știu ce e răceală. Eu nu știu dacă am avut COVID. Ei mi-au zis că au avut, că am avut. La testul ăla rapid, am făcut două teste rapide. Nu mi-a ieșit. Când au plecat sângele, nu știu unde se fac analize, au ieșit. Mă rog. N-am avut niciun simptom. Dom'le, niciunul. Am stat după aia lângă oameni cu COVID, în stări grave. Am ieșit, am stat, iar în ăștia 2 ani și ceva, lângă oameni cu COVID, cu răceli îngrozitoare, cu viroze. N-am avut nimic. Și eu în continuare iau această vitamina D, 100.000 de unități, care mi-a dat o imunitate deosebită. Ce gătiți în episodul următor? În episodul următor? Păi nu știu care va fi, mai multe decât. Uite, știi ceva? O să gătesc ceea ce m-ai făcut să-mi aduc aminte, și anume o iahnie de fasole. Foarte gustoasă. Liviu Nicolae Dragnea, vă mulțumim mult. Mulțumesc și eu, Mihai. În episodul de astăzi am aflat că, de fapt, oricât de puternic ești, întotdeauna amintirile, gustul copilăriei, rămân impregnate în noi. Nu uitați să rămâneți copii. Aduceți-vă aminte de cei dragi, sunt cei mai importanți. Vă mulțumesc că a stat în oglindă.